gândeam să încep vlogul așa, adică cu procesul în care s-a întâmplat toată nebunia asta, dar în mod normal deja la spălarea asta pe păr ar trebui să-mi pun șampon MOV ca să reglez nuanța părului, că deja începea să se îngălbenească și atunci am zis hai să fac lucrurile un pic mai altfel și mi-am cumpărat și un nuanțator roșu, am mixat cu șamponul MOV și toate astea într-un balsam de păr ca să obțin acest roz pastelat foarte... așa foarte fade out, pentru că l-am lăsat să stea numai vreo 10-15 minute. Dar, da, deși aș putea să-i zic la Moni la salon să facă absolut orice trăznaie mă prinde pe mine în momentul ăla, am și eu așa o satisfacție când mai fac și singură chestiuțe din astea, mai ales că a fost și super ușor și am zis de ce să nu împărtășesc cu voi, mai ales pentru fetele care sunt blonde și vor să obțină așa o chestie rapidă, ușoară și pentru puțin timp, pentru că chestia asta nu o să stea în păr mai mult de 3 maxim 4 spălări și oricum deja la 4-a spălare ar fi destul de dus sau poate chiar 2 spălări, habar n-am. Anyways, cu această ocazie mă gândeam să filmez și un make-up super rapid ca să pot să fac și de un reel. Dacă tot, mă gândeam că dacă tot am filmat așa cum pun fiecare ingredient ca să-mi iasă chestia asta pe păr, am zis hai că pun și un pic de make-up și îmi prind 2 coculețe și am de un reels. Parcă n-aș avea chef de fond de ten. Tenul meu o duce bânișor. S-ar putea și mai bine. Dar eu încă sunt... eu încă mânc dulciuri. Așa că mai bine de atât nu se poate. By the way, partea faină, după ce stai cu toată chestia în cap ca să-ți prindă nuanța, e că ai și părul hidratat după, pentru că fiind mixat în mască de păr sau balsam, depinde ce aveți la îndemână, aveți părul și hidratat după și... ia uitați ce frumos... lucește. M-am hotărât, o să fac super rapid un machiaj așa ca de păpușă, filmez ca să am content pentru că o să folosesc produse de la 1001cosmetice.ro, să am content și pentru paginile lor de social media dacă tot fac machiaj cu produsele lor, așa că le rezolvăm pe toate în momentul ăsta, facem așa un fel de multitasking. In the meantime, am tras și perdeaua aia în spate, am făcut și câteva pozici și un video vertical în care se vadă cât mai bine look-ul final, care e ăsta de aici, cu două codițe, zici că sunt o tipă din aia din anime-uri, sincer, acum cu părul ăsta așa roz, cu breton, cu make-up-ul. Și da, astăzi nu se întâmplă absolut nimic interesant. Ce s-a întâmplat in the meantime pe lângă păr, make-up și toate cele și perdeaua din spate e faptul că m-a luat o foame teribilă și ar fi cazul oricum să fac ceva de mâncare. Deci orice am pe buze în momentul ăsta o să cam dispară. Na, bună dimineața! Suntem la salon, avem niște treabă, avem de făcut niște filmări și am zis că vă filmez direct de aici, n-am mai stat să vă arăt procesul de make-up și așa că oricum este foarte simplu, doar un machiaj natural, cât să mă țină pentru ziua de astăzi, părul în schimb l-am făcut drăguț și da, ne apucăm de treabă. Deschide. Perfect. Deschide. Știi ce era mișto să fi făcut cu geamantanul ăla? Să-ți pui brandul cum am făcut eu la Rad Fashion Days, știi? Da. Am vrut să fac, dar târziu, mai vedem cine face. Ap-
aproximativ vreo 2 ore mai târziu. Sunt în parcare la AFI, am terminat cu treaba cu filmările de la salon. Mă duc să iau niște Burger King și de când s-a deschis AFI, și anume anul trecut în noiembrie, noi am fost o singură dată la Burger King de atunci și acum mă duc să iau pentru cea de-a doua oară. Și văd că de data asta este mult mai lejer, nu mai este nebunia care a fost atunci la început când s-a deschis. Bineînțeles, a fost nebunie că noi nu am avut Burger King până atunci și, na, dacă voiai să mânci Burger King, trebuia să mergi în Timișoara, dar așa avem și noi acum și s-au calmat lucrurile de atunci. Da, am dus iau mâncare, că după o să ajung acasă și o să mă pun direct pe treabă, pe editat. Fac tot ce am filmat, ce am pozat astăzi și rezolv problemele. Rezolv treaba, să știu că sunt liberă după. Am un genul ăla de dimineață în care m-am trezit cu freza în dungă. Bună dimineața! Astăzi nu o să vă arăt prea multe pe ziua de vlog, pentru că o să am în principiu treabă de birou, plus că, deci, este un anime, se numește Dr. Elise, și bagă săptămânal gen episoade din el. Iar eu sunt mult prea curioasă de ce se întâmplă, așa că am căutat manga și citesc manga. Și asta ocupă un pic din timpul meu liber, așa că o să mă duc, o să îmi fac o cafea, că e dimineață încă, și o să mă bucur de o mică lectură. După aia mă apuc de treabă, fac un pic de treabă. Bine, deja am și făcut un pic de treabă. Dar da, mai luăm pauze, mai citim între. Dar ce voiam să vă arăt este ce mi-a venit de pe Timur. Mă vedeți că sunt cu maneta în mână, pentru că am luat așa ceva. E din silicon. Am luat o husă și am mai luat ceva. Buton din ăștia, să vedem dacă focalizează, în formă de urme de lăbuțe. Foarte simpatic. Așa, în spiritul Valentine's, dragobete, că el în iubire, am zis să îi fac un cadou soțului meu. Și chiar avea nevoie mai ales de butonii ăștia, pentru că se luase cauciucul ăla de pe joystick de aici. Și atunci am găsit ăla așa în formă de lăbuțe. Noi, cum toată viața noastră se învârte în jurul pisicilor, am zis că de ce nu. Mi-am luat și mie. Așa, să vi arăt. Mi-am luat așa pe roz. Și restul era un pachet mare, ce am aici, că am luat mai mult să avem de rezervă. Nu că se strică chiar atât de repede, dar am zis să fie, mai ales că au fost și foarte accesibili. Ăștia cu lăbuțe au fost separați, doar că i-am pus tot în punga asta ca să, să nu-i pierd, să fie mai ușor de depozitat. Și mi-am luat și mie o husă din asta pe roz pentru maneta mea. Am luat și un suport de căști. Chestia e că noi în mod normal nu ne luăm gen cadouri de Valentine's. O să ieșim undeva, o să mâncăm, e o chestie de care ne bucurăm împreună. Bine, și de asta ne bucurăm împreună. Astea au fost așa niște chestii drăguțe și mai ales pentru că îi se și stricase cauciucul ăla de pe manetuță. Mi-a venit mie așa ideea să caut genul ăsta de chestii ca să putem să înlocuim și am găsit varianta asta așa foarte cute. În cazul în care vreodată sunteți în pană de idei pentru bărbați, dacă aveți bărbați în viața voastră care se joacă sau chestii de genul ăsta, mereu suport de căști și diverse huse și chestii de genul ăsta funcționează. Și ce mi-am mai luat mie, că dacă am pus comanda, am zis că mi-au și mie ceva și asta mi-a apărut fix înainte să finalizez comanda. Mi-a apărut acolo gen, nu mai vrei și asta? Și am zis gen, ba da, vreau asta. Este un fel de ham cu suport pentru telefon, dacă vrei să filmezi POV-uri. Gen, să-ți pui telefonul în chestia asta. Bine, teoretic, montura astea poți să pui și gen accesorii și alte chestii, gen GoPro sau alte cele. Și, na, poți să filmezi din zona pieptului cum ar veni și tu cu mine să faci orice altceva. Gen, dacă vreau să mă filmez când fac poze sau când fac ceva, e foarte ușor cu ajutorul acestei chestiuțe. Iar holul Timu nu era gata dacă nu l-am și niște prostioare. Asta teoretic se presupune că e o față de masă, dar prefaceți-vă că nu v-am spus chestia asta, pentru că până la urmă este o bucată de voal care are cusută perle pe el. Iar eu l-am luat, evident, să mă joc pe zona de fashion și mi-am luat și pe un roz pudrat pe care vă foșnesc un pic, că nu, pe astea nu le-am scos din pungă. Mai avem și așa pe un cream champagne și pe un roz pudrat. Deci asta e situația. Mie îmi place să mă joc cu genul ăsta de materiale, ba să le leg în jurul meu, ba să le atașez la diverse, ba să fac tot felul de chestii. Gen, pur și simplu să le agăț de anumite ținute, nu neapărat să
le cos propriu-zis în ținute. Ci mai degrabă să le leg, să le cos și așa. Wow! Deci valul ăsta roz este ceva mai fin decât celelalte două. Adică valul, materialul, țesătura în sine. În fine, foarte simpatice și astea. Dacă te uiți așa la ele, ai zice că sunt o bucată mare de șarfă. Mă duc să-mi pun și mie pe manetuță husea roz, să pun manetuțele la încărcat și să îmi fac cafea, pentru că ne stă înainte o zi lungă. Și ăsta a fost mini haul-ul Timu. Ce zi frumoasă este astăzi! E așa o temperatură plăcută încât îmi permit să rămân în sacou, am o cămașă și am și chestia asta care e un fel de... ca un fel de corset, dar nu e chiar corset, că e până la urmă un material așa cu niște flori din tiul. În fine, sunt îmbrăcată, aș putea să zic, destul de strategic ca să nu mă rateze nimeni. Adică nu ai cum să mă ratezi când sunt în halul ăsta de roz. Și ce se întâmplă astăzi este că mă duc la un târg de nunți. Nu este un târg foarte mare, e un târg mai restrâns, organizat de o doamnă designer din Arad, cea cu care am fotografiat acea roche de mireasă. Vedeți vlogurile trecute, la un moment dat am filmat puțin pe acolo. Organizează acest târg de nunți, târg pentru mirese, și mă duc și eu pe ideea de fotograf. Am și niște pliante, printre care o să dau și niște premii, cadouri, nu știu cum să le zic. Fac așa un fel de mic giveaway și o să ofer niște ședințe foto. Acum, în principiu, eu sper să, bineînțeles că o să întreb persoanele care sunt mirese și așa, ca să știu că acele cadouri ajung la niște persoane care o să se bucure de niște amintiri. Să fie, nu știu, așa niște ședințe foto de cuplu, de ce vrea persoana care câștigă până la urmă. Am eu mai multe pliante, cred că v-am arătat într-un alt vlog când am imprimat pliantele respective și pe spatele lor se află. Chestia e că nu se știe la cine o să ajungă, pentru că persoana o să trebuiască să extragă din pliantele alea dacă se întâmplă să fie pliant câștigător bine, dacă nu, iară bine. Și, da, nu știu de ce răsuflu în halul ăsta. Probabil, de fiecare dată am impresia că răsuflu când vin așa la mașină sau când mă opresc undeva, pentru că mereu car multe chestii după mine. Am cameră, am geantă, am și o plasă cu un reflector. Da, ne ducem către acest târg de nunți. Nu mi-am propus să merg de la începutul zilei, e aproape ora 12, adică sper să ajung pe 12 acolo. Da, să fie de bine. Ok, am ajuns. Despre ședința asta foto ziceam că am făcut-o. Este și pe mini posterul ăsta de pe ușa. Hai să intrăm înăuntru să vedem ce e. Gata, am terminat, mă îndrept către mașină. A fost un timp foarte fain pentru că am fost la un moment dat la un loc, multe femei cu experiențe, fiecare cumva a vorbit despre trăiri, momente din viață, am vorbit până și despre filme, despre tot felul de lucruri diverse și per total cred că a fost un timp în care fiecare am avut de acumulat ceva în plus, o informație, o idee, un gând. Și asta a fost foarte fain. Asta așa din timpul ăla când am fost noi acolo, dintre persoanele care am stat mai mult acolo, că au mai fost și oameni trecători. Și da, o să mai venim și mâine, pentru că și mâine mai este acest târg și sperăm că o să fie cumva mai multă lume care să sosească. Astăzi a mai fost în oraș încă un eveniment tot așa cu haine, în care persoane vindeau gen haine second hand de la ei din dulap, cum ar veni un fel de târg second hand. Și atunci cumva s-au suprapus lucrurile și astea sunt pregătită să mă îndrept către ziua 2 de târg de nunți. Îmi place tare mult cum e și părul. Sacoul ăsta are pe spate, dar nu prea am cum să vă arăt că e pe spate, are o fundă așa din tiul, am o bucată de
tiul cu perle, dar o să vă arăt când ajung acolo că am în gentuța asta mică, e mai încăpătoare decât credeți. Am și un mini trepied pe care o să pun camera ca să pot să mă filmez mai ușor și pe mine și în general să am ceva stabilizare mai bună. Da. Hai să mergem. Am prins aici un moment liber la decorul frumos și am zis să vă arăt ținuta pentru că tot v-am promis că o să vă arăt cum este și la spate cu fundița, în rest sacoul soțului, care e relativ oversized, perluțe peste tot, că nu se poate fără perluțe, pentru că și tiulul ăsta pe care l-am la fundă are cusut pe el perluțe. În rest, pantaloni, mi-am dorit să am ceva deschis la culoare și pantofi albi. Bună, eu sunt Gianina Iacoblovici. Am o platformă 360, așadar sunt prezentă la cele mai frumoase evenimente din oraș. Distrez cel mai tare oamenii și sper să ne vedem și în anul 2024, să vă fiu alături și să aveți cele mai frumoase amintiri. Vă îmbrățișez! Gata evenimentul pe ziua de astăzi. Pe cât de frumoasă a fost ziua de ieri și de plăcută, ca temperatură, a fost însorit și toate cele, pe atât de nasoală e astăzi. Chiar a început ploaia, noroc că eu deja sunt în mașină, după cum puteți vedea. Am fost ca un influencer adevărat după un eveniment, fie el mic, fie mare. Mi-am luat de mâncare. Asta a rimat un pic. De data asta am luat Kebab House. Numai bine, a fost chiar pe strada pe care o folosesc eu ca să mă duc înspre casă și am parcat aici un stropit, m-am mișcat repede și am luat mâncare, am îndrept către casă, abia aștept să mănânc că sunt ruptă de foame. Mâine e o zi lungă, facem shooting la Rochii de Mireasă. Apropo, am probat și o rochie cât am fost acolo. Am și făcut filmare, o să inserez, bărnuiesc că deja ați văzut dacă ați ajuns în punctul ăsta din vlog. O rochie foarte simpatică, probabil o să fac și eu mâine niște poze cu ea dacă mai rămâne timp, vedem cum ne mișcăm și cum se desfășoară lucrurile mâine. Dar da, sunt foarte excited pentru ceea ce înseamnă shooting-ul de mâine, pentru că să avem foarte multe rochii de mireasă și modele frumoase pe care le pozăm și abia aștept pe zona asta de foto să mă distrez cu rochiile respective. Și pentru toată povestea asta, cred eu că o să încep un alt vlog, pentru că pe lângă ședința foto de mâine o să mai avem și marți treabă, o să fie o săptămână lungă, așa că de ce să nu documentez separat ca să nu facem o mămăligă cu de toate, că și așa am avut de toate în vlogul ăsta. Se aude ce trece pe stradă? Trec motoarele. Trec motoarele, trec și eu, mă duc spre casă, că sunt obosită și săptămâna viitoare, astăzi e duminică, apropo, deci săptămâna viitoare o să fie plină și mai facem vlog ca să vedeți voi ce se mai întâmplă. Vă pup! Pa!